O nouă provocare, aparent stupidă, ia cu asalt TikTok. Însă, după cum o să vedem, efectul ăsta e chiar pe bune. În cazul în care nu aveți TikTok, în primul rând, felicitări și în al doilea rând, vă pune fratele vostru la curent. Ultima modă în perioada asta este provocarea umerașului. Și nu are legătură cu călcat haine sau ceva. Deși nu ar strica să-ți calci tricoul ăla, sincer. Adică, serios, se vede dunga aia cum a stat pe sârmă. Las-o încolo. Revenind, provocarea stă în felul următor. Puneți un umeraș pe cap, cam așa, și automat capul tău se va roti într-o direcție. I'm gonna put it around my head. This hurts a lot and we're gonna close my eyes. I have heard about this hanger thing that it makes your head move. Stai că trebuie să încerc și eu. Uite umerașul. Hai să pun pe cap. Nu cred că funcționează chestia asta. Nu cred. Nu cred, nu se poate. Nu cred așa ce. Nu. Băi, ești nebun. Ia să invers merge. Ia. Bă, dă-te, nu cred așa ceva, nu vine să cred. Da, deci chiar simți un reflex de a-ți mișca pur și simplu capul într-o parte. Bine, dacă vreau, pot să-mi țin capul drept. Dacă mă concentrez și îmi țin capul drept, pot. Însă dacă mă las purtat de senzația îmi spune să rotesc un pic capul înspre dreapta. E foarte ciudat. Și merge și într-o parte și într-alta, ea. Bă, dă-te! Da, bă, și acum probabil că o să pui clipul ăsta pe pauză și o să fugi repede la dulap ca să-ți pui un umeraș pe cap. Bine, hai că te aștept. Auzi, calcă și tricourile alea dacă tot ești acolo. Efectul ăsta este cât se poate de real. Se numește reflexul umerașului. Există chiar și un studiu pe tema asta făcut în 2015, la care 96% din subiecți au raportat o senzație involuntară de rotire a capului. Și 85% din aceștia au observat rotirea capului într-o direcție care coincide cu partea pe care este aplicată presiune. Fenomenul a fost sesizat prima dată prin 1995, când o televiziune din Japonia a raportat că un tip a decis să poarte un umeraș în jurul capului în timp ce învăța. Pentru că, nu-i așa? Așa se face. Și a sesizat că îi se rotea capul într-o parte. Și ca parte a studiului din 2015, chiar a fost creat un device special care pune presiune pe o parte a capului. Și acum probabil te întrebi, ok, și ce se întâmplă de fapt? Până la urmă, care e faza? Care e fenomenul? E bine, nimeni nu știe. Nici măcar cercetătorii. Dar măcar au găsit niște aplicații benefice folosind metoda asta. Au ajutat oameni care aveau contracturi la gât. Deci nu știm de ce sau cum funcționează, dar funcționează. E ca gravitația. Habar nu avem ce este, de unde vine sau ce o generează, dar observăm că funcționează și aia e. Sau ca pizza. Habar nu avem de unde vine sau cum e făcută, dar e bună și nu mai punem întrebări. Trendul ăsta vine de la americani. Numai ăia se plictisesc atât de tare încât să aibă timp de astfel de lucruri. România însă nu se lasă mai prejos. Vrem și noi să lansăm niște trenduri pe TikTok. Uite, de exemplu ăsta din Sighetul Marmației, pe care mi l-a trimis Cătălin Cerb. Îmi place că după ce a îndoit tabla aia, se uită la pumn să vadă dacă mai are degete. După care, continuă provocarea de pe TikTok. Nu știu cum îi spune, că nu i-am găsit nume. Da, nu cred că o să prindă trendul ăsta. Poate la ruși. Pare genul lor de content. Și în timp ce noi ne pierdem vremea pe TikTok, alți oameni muncesc și devin miliardari. Conform Huffington Post, în timpul pandemiei, un nou miliardar a fost creat la fiecare 30 de ore.
Studiul arată că din martie 2020 până în martie 2022, 573 de oameni au devenit miliardari. Asta înseamnă aproape unul pe zi. Pun pariu că ăștia habar nu au ce este provocarea umerașului. Fraieri! Și da, vă spun sincer că atunci când văd cum alții se îmbogățesc și eu stau pe loc, îmi vine să... Există vorba aia, șofer profesionist, nu? O știți? Care se referă în principal la șoferii de tir, care sunt considerați cei mai buni șoferi. Pentru că, na, din motive evidente. Clipul ăsta, pe care l-am primit de la Adi Băicuș, ne arată altceva. Un șofer care probabil și-a luat permisul la Pitești. Eu însă vreau să-mi exprim admirația față de stâlpul ăla care nu s-a clintit, deși șoferul dădea cu tirul în el. Și nu aș vrea să tragem concluzii pripite și să spunem că șoferul ăla e prost sau e beat. Poate doar a avut o zi nasoală, măi, și e nervos. Caz în care, pentru a se descărca, i-aș recomanda o provocare de pe TikTok. Mulțumim generoșilor noștri sponsori care susțin acest content și vouă că mă urmăriți și îmi dați un like și un coment la fiecare video. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez și, bineînțeles, nu uitați să aveți o zi excelentă oriunde v-ați afla. Vă pupă hașul!